Bună ziua, dragii mei! Astăzi stăm de vorbă cu Sandra Tănase. Sandra Tănase este business coach și se ocupă de dezvoltarea companiilor, mai mult pe piața externă decât pe piața românească și, bineînțeles, implicit se ocupă și de dezvoltarea celor care reprezintă aceste companii, fie că sunt antreprenori, fie că sunt manageri, directori generali sau fac parte din top management. Ca să poți să dezvolți o companie, ai nevoie de creativitate. De aceea mi se pare că este o invitată foarte potrivită pentru tema generală a emisiunii noastre, ce nu știm că nu știm. Așa că, înainte de a vedea exact parcursul vieții ei, o să-i pun întrebarea clasică: ce este creativitatea pentru ea? Bună, Sandra! Bună și îți mulțumesc frumos pentru această invitație. Este o onoare să fiu alături de tine. Pentru mine, creativitatea cred că începe cu tine. Ce drăguț! Ai o emisiune care m-a inspirat extrem de mult. Creativitatea o folosesc în fiecare zi, în munca mea. Prin intermediul creativității găsim soluții pentru companii, găsim soluții pentru oamenii care lucrează în aceste companii și așa putem să ne dezvoltăm împreună. Creativitatea este modul cum văd eu, cel puțin, cum Dumnezeu vorbește cu noi. Iar creativitatea este cel mai de preț lucru. Este modul cum noi ne creăm viața noastră. Și hai să o facem frumoasă și hai să creăm împreună. Așa este. Foarte frumoase definiții ai dat și mă bucur că vezi lucrurile așa, pentru că e nevoie de oameni care să aibă și o viziune, să spunem, mai holistică sau spirituală, chiar și asupra lumii materiale, pentru că numai așa putem să dezvoltăm lumea materială, să ne bucurăm de ea. Sunt foarte mulți oameni orientați un pic către spiritualitate care cred că banii sau lumea materială este defavorabilă dezvoltării spirituale. Iată că tu faci de ceva vreme în bine aceste două aspecte ale vieții, materială cu spirituală, și îți iese foarte, foarte bine. Mulțumesc mult! Creez bani din plăcere. Așa. Creez prin creație. Îmi ofer acest confort în a face ceea ce îmi place. Și ceea ce îmi place cel mai mult este să dezvolt companii, să dezvolt activitățile companiilor românești în afara României, să dezvolt activitățile oamenilor, să mă întâlnesc cu oameni din cadrul companiilor, indiferent pe ce stadiu se află sau în ce nivel și poziție se află în companie, și să le dezvoltăm activitățile lor, să le dăm aripi, să zboare, să fie excelenți în ceea ce fac, și toată lumea poate să fie. Toată lumea are acele daruri pe care le întâlnesc zilnic și care îmi dau onoarea și plăcerea să pot să creez împreună cu ei aceste programe de dezvoltare, inclusiv personală. Da. Să vă spun despre Sandra că a făcut o facultate de psihologie în Tel Aviv, a trăit acolo foarte mulți ani, încă de la 8 ani, deci are o experiență de educație financiară care se știe că este foarte eficientă în această țară, în Israel. A venit în 2007 în România și înainte de a intra în direct mi-a spus ceva care mi s-a părut foarte, foarte interesant și amuzant și cred că merită spus și în fața dumneavoastră. Spunea că ea a făcut armata în Israel, știți că acolo și femeile fac armata și fac pe o perioadă destul de lungă, și a spus că n-a fost armata din Israel atât de provocatoare cum a fost România și tot ce a întâmpinat ea aici când s-a apucat de business. Cum a fost? A fost o perioadă creativă. A fost o perioadă în care m-am descoperit pe mine, în care am descoperit cultura românească, în care în sfârșit am putut să învăț lucruri pe care bunica mi le povestea, unde să descoper că poporul român e un popor creativ, e un popor care își dorește mai mult de la el. Pe lângă asta am descoperit o spiritualitate, am descoperit locuri fascinante, energii care m-au inspirat să merg mai departe. Și cred că de la ei și cu ajutorul lor am reușit să înțeleg cum aș putea sau să încerc să văd cum pot să aduc spiritualitatea noastră de aici, din teritoriul nostru românesc, în lumea de business, tot a românilor, tot a companiilor românești. Este o plăcere să lucrez cu ei. Oamenii sunt extrem de creativi și extrem de inovatori. Cred că asta este elementul care îi fac să
meargă și să reușească în afara României. Sunt extrem de bine văzuți românii în toate țările unde se duc. Sunt recunoscuți în tot ceea ce fac și prin intelectul lor și prin abordarea lor optimistă față de viață. Aceste lucruri le-am descoperit în România și poate că la început a fost puțin mai greu, că nu înțelegeam cum merg lucrurile și cum este societatea românească, dar este o societate superbă. Și am o mare plăcere să fiu aici. Ce frumos auzi vorbe așa bune despre români într-o piață în care lumea se plânge în permanență. Iată că avem și oameni care au, uite, venind chiar din afară, pot să vadă, cred eu, obiectiv și să se bucure de calitățile noastre și mai ales creativitatea. Iată că, așa cum o vede Sandra, este o caracteristică foarte frumoasă a românilor. Sandra, acum aș trece la lucruri concrete și te-aș întreba legat de acest business coaching al tău pe care îl faci cu oamenii care sunt în fruntea companiilor. Pe ce se bazează această abordare a ta de dezvoltare? A plecat de la ideea mea de a dezvolta nu numai companii, ci inclusiv oamenii cu care mă întâlnesc. M-am întâlnit pe nivelul și de middle management și de top management cu oameni care și-au dorit mai mult de la ei, cu oameni care au ajuns în situații în care își spuneau: domne, vreau să fiu fericit, vreau să fac ceea ce mi-a plăcut să fac în copilărie. Și zic: ok, și atunci ce te oprește să nu faci acel lucru? Trebuie să știi că am acum o companie, am 100 de oameni în spate, am soție, am copii. Zic: din cauza asta trebuie să faci acest lucru. Hai să facem lucrul ăla. Asta m-a motivat să le dau aripi oamenilor, să le dau oamenilor aripi să viseze în continuare și să meargă mai departe, să nu se oprească. Faptul că ai astăzi o companie, faptul că ai astăzi o familie, că ai copii, este extraordinar, dar poți mai mult de atâta. Și asta am început să fac prin programul nostru de dezvoltare personală. Programul se numește Focus 22. Este fix la fel cum faci un business, la fel faci un business și cu tine. Devii un om extraordinar în ceea ce faci. Companiile au nevoie de oameni extraordinari în ceea ce fac. Pentru asta trebuie să lucrăm. Pentru asta ne antrenăm, la fel cum ne antrenăm să intrăm într-un business, la fel cum ne facem un business plan, la fel facem un business plan și cu noi. Descoperim acele aturi ale noastre, acele puncte poate care trebuie să lucrăm la ele, lucrăm pe visul tău și timp de 21 de zile lucrăm împreună, iar a 22-a de zi facem un follow-up pe ceea ce am lucrat. Foarte inspirat numărul acesta, 22, pentru că el în numerologie reprezintă un număr maestru și se numește Marele Constructor. Și oamenii în general care au 22 sunt oameni care sunt capabili să realizeze lucruri mărețe. Și tu ești născută pe data de 22. De 22. Și cu ajutorul tău am aflat de acest fabulos număr 22 și îți mulțumesc frumos. Într-adevăr, construim lucruri, construim vise și le facem să fie materializate, să fie reale. Construcția mea este o construcție de business, ce-i drept, dar am încercat ca în lumea asta de business să aduc și partea de spiritualitate, să țin cont de numerologie, să țin cont de astrologie, să țin cont de psihologia omului și să-l fac un învingător. Astfel încât nu numai să vorbim teoretic, ci să vorbim și practic. Și sunt oamenii de business deschiși către latura aceasta spirituală a vieții? Asta e o întrebare excepțională. Categorică, doamnele sunt mai deschise către această latură, ele sunt mai curajoase. Mă întâlnesc cu diverse poziții în companii care spun: domne, îmi doresc să fiu altceva, crezi că pot să devin altceva? Și sunt convinsă că poți să devii altceva în momentul când ți-ai definit și în momentul când ești focusat. Asta este și motivul de ce noi numim programul ăsta Focus. Fii focusat pe ceea ce-ți dorești și pe ceea ce noi împreună am definit că vom deveni. Domnii sunt mai reticenți în prima fază. Domnii consideră că poate acest subiect este mai mult pentru doamne, că ele sunt mai visătoare. Dar de câte ori stai de vorbă cu ei și analizezi un plan de afaceri în a intra într-un market nou, în altă țară, îți dai seama câte obstacole își adresează inclusiv ei în momentul în care se decid să iasă din țară peste hotare. Dar oare sunt eu destul de bun? Dar oare crezi
doresc, om să reușesc. Și zic, oh, în cazul ăsta, dacă îți adresez aceste întrebări, hai să mai vorbim la o cafea și de alte aspecte. Când crezi cu adevărat că poți, păi tu poți. Da. Grea sarcină ți-ai asumat, pentru că nu e ușor să alimentezi, mai ales un bărbat, cu o putere din exterior, cu o putere care să îi consolideze încrederea în ei și să, într-adevăr, să cucerească o piață externă. Îmi spuneai că sunt 4 piloni de bază pe care se așează foarte bine, reprezintă baza acestor aripi frumoase pe care spuneai că lumea le câștigă în momentul în care trece printr-un program de coaching cu tine. Categoric. Credem în echilibru personal. Când ești în echilibru pe cei 4 piloni, pe care unul dintre ei este dezvoltarea personală, cine ești tu, ce-ți dorești, de ce ai ajuns în acest loc, ce vrei să faci de acum încolo, este unul din pilonul tău de bază, este ceea ce tu pornești la drum de acum încolo. Ești suma tuturor dorințelor tale și a deciziilor tale din trecut în momentul prezent și hai să vedem ce vrei să creezi în momentul viitor. Al doilea pilon este pilonul pe care noi îl discutăm, este pilonul financiar. Și acolo vreau să înțeleg unde te afli astăzi. Ești mulțumit de salariul pe care îl primești? Ești mulțumit de cash flow pe care îl ai în companie? Unde îți dorești să ajungi cu compania ta? Unde îți dorești să ajungi cu meseria ta? Poate îți dorești o altă meserie? Poate îți dorești un alt salariu? Și atunci aspectele financiare sunt esențiale ca să putem să ne îndeplinim aceste visuri pe care noi le dezvoltăm în fiecare zi. Un aspect financiar important sunt, iară, să vedem unde sunt blocajele noastre. De multe ori ne trezim cu blocaje care vin din copilărie. Ar putea părinții sau alții din jurul nostru să spună, domne, tu nu ai să reușești, n-ai nicio șansă. Aceste programe subliminale, ele funcționează până în ziua de astăzi și ne sabotează, fără să ne dăm seama. Și atunci, în acest al doilea pilon al nostru, lucrăm să îndepărtăm aceste blocaje. În primă fază să le recunoaștem. Chiar dacă suntem domni, chiar dacă suntem doamne, cu toții ne confruntăm cu aceste probleme, hai să le recunoaștem, hai să le deblocăm, hai să le înlăturăm și hai să facem din aceste blocaje avantajele noastre financiare de mâine. Al treilea pilon cu care lucrăm este pilonul relațional, care este extrem de important și aici cred că și tu mă poți ajuta foarte mult. Imaginea noastră, brandul nostru personal, cum arătăm în public, cum arătăm, ce mesaje transmitem, ne ducem la un interviu, cum ne îmbrăcăm, cum ne poziționăm, tonalitatea vocii noastre, ce ne dorim. Până la urmă, managerul de resurse umane își dorește să-și angajeze pe cel mai bun candidat. Suntem în stare să-l convingem? Asta este un pilon care consider că trebuie lucrat foarte intens și de focusat din cele 22 de zile, majoritatea timpului. Companii care își doresc să se dezvolte, la fel, se lucrează pe partea de network. Cum facem un network? Cum facem un database? Cum ne lărgim network-ul nostru? Cum ne poziționăm într-un cocktail sau într-o conferință? Chiar dacă sunt manager de companie într-o societate cum este în Israel sau pe alte piețe cu care noi lucrăm, trebuie să știi cum să abordezi acea piață. Și atunci, relațiile noastre cu cei din jurul nostru, dar cel mai important cu cei de acasă, sunt extrem de importante. Unde și acolo atingem cu al patrulea pilon, atingem relația noastră cu familia, relația noastră cu cei dragi, cu copiii, cu soțul, cu prietenul, cu iubita, cu familia extinsă, astfel încât să oferim un echilibru interior a persoanei. De câte ori, că îți spuneam și în pauză, de câte ori simțim un dezechilibru în unul din acești piloni, nu-i nimica, cu toții ne mai dezechilibrăm câteodată, dar măcar știm unde este punctul nostru de mijloc, punctul nostru de echilibru. În momentul când ești în acest echilibru emoțional, în momentul când știi ce ai de făcut, când ești focusat, nimic nu-ți mai stă în cale. Da. Ca la o masă, dacă are patru picioare și un picior este rupt, este firesc că masa, chiar dacă are
toate celelalte trei picioare extrem de zdravene, un singur defect la un picior deja face ca masa să se miște și chiar la un moment dat să se răstoarne. De aceea mi se pare foarte interesant această abordare, pentru că merită într-adevăr în viața noastră să ne ocupăm de toate aceste aspecte ale vieții noastre și să nu facem această greșeală pe care mulți o fac, de a credea că unul este mai important decât celălalt. Da? Toate sunt la fel de importante, toate sunt importante pentru traiul acesta pe acest pământ. Nu putem fi numai cu capul în nori, nici nu putem fi numai cu picioarele pe pământ. Avem nevoie așa de un echilibru, astfel încât și spiritual să ne împlinim, și material, și financiar, și personal, și din punct de vedere al carierei, al relațiilor. Absolut toate aceste aspecte sunt extraordinar de importante. Tot m-a inspirat și tot emisiunea ta m-a inspirat, este să aflăm ce nu știm, că nu știm despre noi. Și îți mulțumesc. Cu drag. Sandra, tu n-ai nevoie de inspirație de fapt și de drept, dar uite așa, oamenii când se întâlnesc se inspiră unul pe altul. Tu ai o afacere pe care ai pus-o la punct foarte bine și poate masterul pe care l-ai făcut după aceea tot în Israel pe resurse umane și pe dezvoltare de business îți permite să faci acest lucru cu mare, mare succes. Aș vrea să te întreb, pentru că oamenii în general care vin aici în emisiune nu sunt toți pe direcționați așa spre business. Așa că cred că merită, cu toate că tu ai și preocupări foarte spirituale pe care poate în altă emisiune le vom aborda, pentru că sunt, dragii mei, foarte, foarte speciale. Dar haideți să ne axăm astăzi doar pe partea aceasta, să spunem, socioprofesională. Și să ne uităm puțin și să dăm poate chiar niște sfaturi concrete asupra felului în care ne uităm la bani. Pentru că sunt tot felul de mecanisme mentale, așa cum ai spus și tu, în copilărie se fixează niște programe în care înțelegem că nu suntem destul de buni, nu putem să facem o anumită sumă de bani, sunt sume de bani pe care nici măcar cu mintea nu le vizualizăm ce ar putea însemna și atunci e foarte greu să ajungem. Ce ar putea face un om, de pe orice poziție ar fi el, să ajungă la o poziție superioară? Primul rând, să creadă că poate. Și într-adevăr am întâlnit situații în care am auzit, zicea, dacă o să primesc un salariu de 5.000 de euro, este enorm. Deci din start ai pornit cu faptul că tu te-ai limitat, că tu nu poți să primești acei 5.000 de euro. De ce ți-ai oferit acea limită? De ce consider că acel 5.000 de euro nu ți se cuvine? Odată că nu te evaluezi pe tine. Doi, că nu-ți evoluezi munca ta la nivelul de 5.000 de euro. Dar poate nici nu este. Da. Adică merită să fie oamenii și foarte realist să vadă, adică să nu-și pună o ștachetă așa de înaltă și să se păcălească că sunt la acel nivel. Categoric. Merită și cred că tu faci deja asta, să le arăți care sunt competențele Categoric. Lor profesionale și în caz că se realizează că nu sunt la nivelul pe care și-l doresc, să vadă ce anume mai merită adăugat, astfel încât să ajungă la competența de, cum ai spus tu, exemplul de 5.000 de euro. Exact. Categorică, trebuie să știi puțin și piața. Este exclus să credem că o să primim din profesia pe care o facem 5.000 de euro, dacă prețul pieței este probabil 2.000-2.500 de euro. În schimb, competențele noastre, atribuțiile pe care noi le aducem, probabil că chiar dacă prețul pieței este de 2.000-2.500 de euro, s-ar putea ca tu, dacă știi să te vinzi cu adevărat, și asta ce noi încercăm să te facem, să începi să înveți să faci acest lucru, da, să-ți scoți aturile tale la înaintare, acel om îți va oferi și 3.000 de euro. Pentru că până la urmă el are încredere în ceea ce tu îi vinzi, în ceea ce tu îi transmiți. Și atunci uite cum ai ajuns deja la 3.000 de euro. Iar dacă mai faci și o muncă în afara orelor de muncă, s-ar putea să ajungi la mai mult de 5.000 de euro. Hai să fim creativi. Hai să mergem și să vedem cum putem să scoatem cel mai bun din ceea ce putem face.
Da, și în momentul în care ești creativ, și asta facem în emisiune, o să ajung în partea a doua a emisiunii să te rog și pe tine să ne spui un exercițiu de creativitate, dar toate aceste exerciții pe care eu le solicit de la toți invitații mei sunt pentru ca să devenim din ce în ce mai creativi, pentru că atunci, efectiv, de unde cu gândul nu gândim, cum se spune românește, la soluțiile pe care nu le intuim, nu ne dăm seama că ar putea fi posibile, în momentul când ne exersăm creativitatea, așa de niciunde aparent, vine și soluția, o soluție inedită, o soluție inovatoare care ne permite să vedem că chiar se poate obține acei bani în condiții în care piața aparent nu ne permite acel lucru. Poate ni se deschid noi posibilități, cum te ocupi tu, se deschid aceste posibilități către noi piețe. Exact. Și, într-un fel, nivelul crește. Extrem de important este network-ul nostru. Extrem de important sunt relațiile noastre cu oamenii. Extrem de important este să păstrăm relațiile, pentru că niciodată nu știm cum să-i vezi oportunități noi. Astea sunt lucruri pe care probabil că le-am învățat din Israel. Folosim orice avem la îndemână pentru a construi ceva. Și asta înseamnă să ții relațiile aproape, asta înseamnă să investești non-stop în tine, în capacitățile tale. A învăța, a studia, a citi cărți de business, a citi cărți de business în profilul tău, sunt esențiale, indiferent despre ceea ce lucrezi, că este astrologie, că ești avocat, că ești doctor, că ești numerolog, indiferent de munca pe care o faci, studiați și citiți în permanență lucrurile noi care apar pe piață. Și astea sunt lucruri pe care toată lumea le caută. Nu există limită de a câștiga. Universul ăsta este infinit. Noi ne punem singuri limitele. Da. Noi aparent ne gândim că sunt doar anumite profesii care cer o actualizare permanentă, cum sunt, de exemplu, meseria de medic. Acolo, într-adevăr, apar noi descoperiri, sau orice meserie din domeniul tehnologiei te face să crezi că acolo e obligatoriu să te pui la curent cu noile inovații. Dar, până la urmă, în absolut orice domeniu, să zicem chiar și cel elementar al curățeniei, exact, și acolo se inventează, exact, lucruri noi. Exact. De la cârpa de șters pe jos, acum e, exact, mop automat, care face bunica tot felul de lucruri. Bunica mea nu mai știe multe lucruri. Da. Dar merită în orice profesie, cât ar fi ea de banală, să ne updatăm, cum zice americanul, și să ne punem la punct cu noile mijloace care cu siguranță au ajuns în mintea colectivă pentru a ne ușura existența. Și nimic nu este banal când o faci din plăcere. Da, foarte frumos spus. Da. Cu siguranță că fiecare avem o menire a noastră și această menire putem să o ducem la rang de artă, să facem lucrurile de la cele mai banale la cele mai complexe, astfel încât să facem artă din lucruri, exact, din lucruri mărunte. Exact. Da. Exact. Sandra, ai spus de partea asta financiară și ai zis că cel mai important este să crezi, după care ai spus că cel mai important este să te updatezi cu noile informații care sunt pe piață, să te ridici la nivelul pretențiilor pe care le ai. Ce ai mai putea face mai mult decât atât? Să-ți faci un plan. Să-ți faci un plan. Faci un plan, un action plan, cum numim noi în partea de business. Să-ți faci un plan, adică îți iei un creion, o foaie și începi și spui ce îmi doresc. Ce îmi doresc să fiu? Ce îmi doresc să fac? Care sunt obstacole care stau în fața mea. În cât timp îmi propun ca să ajung în planul pe care mi l-am pus? Cine sunt oamenii care ne pot ajuta? Ce resurse am nevoie? Și să începem cu pași micuți. În fiecare zi să facem pași micuți. Și am să-ți dau un exemplu. Lucrez cu o doamnă care are o poziție destul de importantă într-o bancă, pe piață, și își dorește să devină terapeut. Și am spus, păi și ce vrei să faci? Și zice, păi eu încă nu-mi permit să devin terapeut, că conduc acea sucursală, sunt oameni, sunt mulțumită, familia, banii. Este minunat. Dar dacă pe tine te împlinește acea muncă de terapeut, îți propun să o faci sâmbăta sau duminica, o oră, pe săptămână, să oferi acel lucru care îți place. Și cu cât ai să profesezi mai mult, cu cât oamenii o să vină la tine, ai să te decizi singurică ce ai de făcut. Momentan, dânsa este foarte mulțumită, este foarte împlinită, continuă pe această linie
cu pași micuți, încet, încet să se îndrume către acea direcție de terapeut. O împlinește, a fost și este un om de carieră împlinit inclusiv și astăzi, dar își dorește să facă încă o carieră pe care în retragerea ei își o dorește să o profeseze. Da, se pot face lucrurile în paralel ca în atâtea alte situații când dintr-o pasiune, la un moment dat pasiunea ia locul profesiei. Dar este bine într-adevăr să faci lucrurile treptat și când ai convingerea că ești foarte bun în domeniul respectiv, că ai toate lucrurile în favoarea ta, atunci da, poți lăsa o carieră și să te duci către cealaltă. Exact. Dragii mei, vă reamintesc, stăm de vorbă cu Sandra Tănase despre coachingul și creativitatea pe care le putem aplica, mai ales pe partea noastră profesională și financiară. Luăm o scurtă pauză publicitară și revenim. Am revenit, suntem cu Sandra Tănase, business coach, și vorbim despre bani, despre relații, despre creștere personală, toate în favoarea dezvoltării financiare și carieristice. Cum facem asta? De cele mai multe ori, cei care apelează la astfel de programe, cum este cel pe care Sandra Tănase îl conduce, sunt de cele mai multe ori manageri sau antreprenori, proprietari de diverse companii. Este foarte, cred că, bine când proprietarul companiei vine el însuși la un astfel de program și văzând că îi face bine, de cele mai multe ori își îndreaptă atenția și către top managementul companiei sale sau chiar către oameni și mai jos poziționați în lanțul ierarhic al companiei și îi trimite la acest program. Și bineînțeles că aici sunt tot felul de reacții pro și contra. Și acum mă îndrept către Sandra cu această întrebare: ce se întâmplă când oamenii sunt negativi? Bună întrebare! Când sunt negativi, stau să-i ascult de ce sunt negativ. În general, mă confrunt cu situații în care spune: domne, uite, eu sunt un om care am o poziție foarte importantă în companie, m-au trimis aici de la resursele umane, mi-a spus șeful că ar fi bine să stau de vorbă cu dumneavoastră, dar nu înțeleg ce mai exact faceți dumneavoastră. Zic, păi perfect, e minunat, atunci hai să începem să discutăm și să vedem de ce ești mulțumit de cariera ta, care sunt punctele tale forte, și într-adevăr începe să discute și în cadrul discuției aflăm de ce nu este mulțumit. Și deodată vedem că ar putea să aducă o profitabilitate mai mare a departamentului și nu este în stare. Și începem și îl întrebăm: dar de ce crezi că nu ești în stare să faci mai mult? Din cauza oamenilor mei, nu mai sunt profesioniști, nu mai sunt atât de buni, nu mă ascultă. Și din momentul ăla începem să discutăm pe larg și să vedem că nu este că ai tu o problemă, nu vii la un business coaching din cauza că ai o problemă, vii la un business coaching ca să afli soluții noi pe care nu ai reușit să te gândești momentan la ele cum să le aplici. Cum este un exemplu, cum să-ți motivezi echipa ta de vânzări. Echipa ta de vânzări sunt copiii tăi. Cu cât ai să știi să ți-i motivezi, cu cât ai să știi să introduci această energie pozitivă în cadrul echipei, cu cât tu ai să fii mai relaxat pentru că ai încredere în ei și în subliminalul tău tu nu-i sabotezi, atunci o să fie fix acolo unde își doresc să fie și unde îți dorești tu să fie. Încă un aspect să nu uităm: creștem prin intermediul colegilor noștri. Companiile cresc prin intermediul oamenilor și companiile își doresc în ziua de astăzi să aibă oameni de succes. Ca oamenii de succes să poată să devină oameni de succes, trebuie să-și dea seama ce îi face să fie fericiți. Recomand tuturor, este cea mai mare bucurie să te scoli dimineața și să faci ceea ce îți place. Dacă îți place să fii secretară, dacă îți place să fii avocat, dacă îți place să fii contabil, fă-o din tot sufletul. Sunt meserii extrem de importante. A oferi suportul unei viziuni ample a unei companii, a aduce lucrurile astea în fiecare zi cu noi acasă și a fi mândri de ceea ce facem, este o satisfacție extraordinară.
Îmi aduc aminte de una din companiile cu care lucram în Israel. Nu o să-i dau acum numele companiei ca să nu facem reclamă, dar în fiecare zi când intram în birourile lor, vedeam că scriau misiunea și viziunea companiei la fiecare din birouri. Și mă gândeam, zic, oare de ce fac acest lucru? Stând de vorbă cu managerul companiei, mi-a spus, zice, Sandra, cei care nu se identifică cu misiunea și viziunea acestei companii nu au ce căuta alături de mine. Și recunosc că nu am întâlnit în ultimii 15 ani companii în care echipa nu era consolidată, nu era fericită și nu se reflectau lucrurile astea asupra cash flow-ului companiei. Companii unde erau echipe motivate, companii care se știau care e targetul companiei, care știau care e misiunea companiei, erau companii în care managementul era fericit și cash flow-ul era extrem de fericit și pozitiv. Astfel ne antrenăm la fel ca orice altă echipă de fotbal sau de basketbol. Suntem într-o competiție. Ca să reușești într-o competiție profesională, trebuie să reușești mai întâi cu tine și după aceea reușești și cu ceilalți. Practic, să-i faci să conștientizeze toate obiectivele și mai ales idealul, așa cum este și în viața personală. Misiunea și viziunea companiei nu este altceva decât idealul unui om. Exact. Și dacă nu împărtășești acest ideal cu ceilalți, că sunt membrii familiei sau membrii unei echipe, și dacă nu îi motivezi ca să facă parte integrantă din acest, să tragă toți, popular vorbind, la aceeași căruță, atunci e foarte greu, că dacă un cal trage la dreapta și unul la stânga, căruța nu numai că nu înaintează, dar chiar se și răstoarnă. Așa că, plecând de la acest exemplu popular, așa și într-o companie, dar și într-o familie, e important ca toți membrii acelei comunități să fie conștienți de un interesul comun care îi mână înainte, astfel încât să poată să realizeze lucruri extraordinare. Și într-adevăr, intră în sarcina șefului, patronului, antreprenorului, celui care este cel care a creat viziunea, nu? Care a lansat-o, să-i facă și pe ceilalți conștienți de ea. Să fie parteneri la viziunea lor. Compania mea, tot timpul spun, nu este a mea, este a lor. Fără echipa mea nu aș putea să fac absolut nimica. Cred în munca în echipă. Eu nu am o companie, noi avem o companie. Foarte frumos. Și totuși viziunea lansării pe piața unei companii a fost a ta. E ca și cum, dacă ar fi să facem așa o paralelă cu numerologia, tu ești un 1, adică cel care are viziunea și care generează o idee, după care, bineînțeles, că sunt toți ceilalți care vin să susțină această idee și să participe la ea. Dar e nevoie de acest 1. Merită să-ți recunoaște meritele ție și tuturor celor care inovează pe piață și sunt antreprenori, pentru că fără viziunea lor, fără puterea lor de a-i motiva pe ceilalți, este ca voi sunteți ca niște locomotive și dacă n-ar fi locomotiva să poată să aibă puterea care să tragă după ea toate vagoanele, atunci vagoanele, ele independente, așa unul câte unul, n-ar face neapărat mare lucru. Dar adevărul că este nevoie de toți, de și de locomotivă și de vagoane. Așa că felicitări pentru ceea ce faci. Și acum aș vrea să mergem tot în această direcție și să vorbim puțin de cum găsim acest echilibru între sau cum îi faci tu pe oamenii care vin la tine să găsească un echilibru între toate aceste patru zone importante de dezvoltare? Este o muncă și este o muncă pe care, din momentul în care ai decis să începi să o faci, o să o faci în fiecare zi. Este inclusiv și o muncă a mea personală cu mine. Nu există ceva în care nu vei pune un efort care să te ducă acolo unde vrei. Totul îl facem cu muncă asiduă în fiecare zi. În momentul în care ne-am definit scopul, în momentul în care am deblocat lucrurile care pe una din paliere ne țin în loc, în momentul ăla continuăm să adăugăm o acea energie pozitivă și acea muncă a noastră
pe acele paliere. Pot să vă spun din practica mea de zi cu zi, îmi știu care este planul, unde vreau să ajung. Dacă misiunea mea este să scot extraordinarul din tine, eu tot ceea ce este colateral cu această muncă a mea va fi să te susțin pe tine, să-ți scot acel extraordinar din tine. Fie că ai nevoie de o susținere financiară, fie că ai nevoie de o viziune comercială, fie că ai nevoie de o întărire psihologică în momentul când te duci pe o piață nouă sau te duci într-un loc de muncă nou sau vrei să închizi un parteneriat nou. Asta înseamnă că totul se duce în direcția pe care eu am stabilit-o. Eu asta fac, dezvolt companii, dezvolt oameni, prin urmare toate activitățile mele din jur susțin acest scop general și acest scop comun a tuturor. Și aș mai adăuga la ce ai spus tu, fie că poate le știi pe toate astea, dar la un moment dat chiar ai nevoie de o viziune din afara ta, pur și simplu de cineva care nu este atât de implicat în această construcție a ta. Și coachul, de fapt, așa cum ești și tu, este acea persoană care, fiind în afara problemei sau în afara situațiilor, poate vedea mult mai obiectiv și poate să te întrebe, nu să-ți dea neapărat el o soluție, dar corect, să te întrebe, să spună acele întrebări deștepte, exact, înțelepte, exact, care pe cel antrenat, cel care este în coaching, exact, să poată să se nască așa, exact, adevăratele, exact, răspunsuri. Sunt esențiale și uite, îmi amintesc de conversațiile noastre, cât de mult m-au ajutat. Este foarte greu câteodată să ne uităm și să ne autoanalizăm. Pentru că, într-adevăr, viața ne duce pe diverse direcții, dar ajutorul unui profesionist din afară, a unui om care îți adresează acele întrebări, te fac să reflectezi. Și acele reflecții pe care tu începi din momentul ăla să le conștientizezi, categorică este decizia ta ce urmează să faci după aceea. Dar conversația cu tine mie mi-a fost de ajutor. Mă bucur și cred că e important să spunem că oamenii merită să apeleze la oameni, la antrenori din afară, că ce este altceva un coach dacă nu un antrenor, pentru că nu înseamnă că apelezi la cineva pentru că tu nu ești bun sau pentru că tu nu știi ce ai de făcut, ci pur și simplu și cei mai mari sportivi, să ne uităm la Simona Halep, exact, sau la orice sportiv de performanță care ajunge, Gică Hagi, Nadia Comăneci, toate aceste nume imense și mult mai buni profesioniști, să spunem, decât antrenorilor, și cu toate acestea au nevoie de acești antrenori. Și antrenorii nu sunt acei, nu sunt decât acei oameni care sunt capabili să se uite la tine ca performer din afara ta, să te observe și să-ți dea cele mai bune, sau să știi exact pe ce butoane să apese cel mai bine, astfel încât să te motivezi, să faci performanță și să, cum spui tu așa de bine, să te motiveze suficient cât să faci performanță. Să scoată cei mai bine din tine. Știi, și la sală noi mergem și facem toate exercițiile. Dacă când vine antrenorul și îți spune tu mai poți încă 3 exerciții, da, și tragi de tine acolo ca să mai faci acele 3 exerciții, exact asta facem noi în business. Îi arătăm că el mai poate mai mult decât face. Și știe și când să-l mai lase să se odihnească, când să-l mai impulsioneze, categorii, când să mai bea un pahar de apă, categorii, când să tragă când mai tare. Când să-și mai petreacă timp cu familia. Să nu uităm că oamenii de business câteodată au anumite paliere unde nu se concentrează destul de mult și atunci ne confruntăm cu acei oameni de afaceri care au într-adevăr anumite probleme în cadrul familiei. Ca să nu ajungem acolo, să prevenim aceste situații, este momentul de echilibru în tot ceea ce facem și astfel să oferim acele momente importante alături de familie, alături de cei dragi, de acolo ne tragem energia ca a doua zi să facem planuri frumoase în compania noastră. S-a întâmplat în cariera ta, după ce un antreprenor este super mulțumit cu ceea ce s-a întâmplat în viața lui, să-i recomande și soției sau copiilor lui să facă terapie sau coaching cu tine? Da, mai ales au fost puțin invers, mai mult au venit mai întâi doamnele și după aceea domnii și au reflectat asupra vieții lor, asupra calității vieții lor. Au fost președinți de companii care mi-au spus, știi, mi-am dat seama că puteam la un moment dat să-mi pierd tot ceea ce am, că cel mai important în viață este familia mea și copiii și soția.
Și m-am bucurat tare mult că am auzit acest lucru și mi-a zis, zice, vreau să o cunosc și pe soția mea și să-i spui că am stat de vorbă cu tine și spune-i că trebuie să facă ceva și trebuie să devină și ea foarte bună. Au fost cazuri extraordinare. Ați mai dat un caz care astăzi mă inspiră și sunt convinsă că această persoană o să fie într-o bună zi și la tine în emisiune. Nu există să nu poți. Avem o persoană de carieră care trece astăzi prin niște clipe grele cu o operație destul de grea și se luptă pentru fiecare moment din viața ei. Este o luptătoare. Și atunci eu zic, dacă ea poate să facă lucrul ăsta și pe calea asta o și să-l și știe despre cine vorbesc și știu că poate, oricine poate orice. Da. Așa e, numai că uneori ne obosim, ne simțim epuizați și atunci este foarte bine să cerem ajutorul și îl vom primi cu siguranță că viața nu vrea să ne lase și atunci când suntem ajutați din exterior, când mai primim așa un fel de gură de aer, lucrurile încep să se schimbe în favoarea noastră. Sandra, hai să trecem acum la rubrica Un exercițiu de creativitate și... Ce-i până să ajungă la tine oamenii care acum au avut chimie cu tine și își doresc să te întâlnească și față în față, ce ar putea face ei acasă așa ca să îi ajute puțin să se ordoneze, să se deschidă către această zonă frumoasă a minții? Am un exercițiu care mie îmi place foarte mult și încep în general cu acest exercițiu când mă întâlnesc cu oamenii dragi. Îi rog să pună pe o foaie, în prima coloană, toate lucrurile care au acceptat să le facă și care nu le-au fost de folos, care nu trebuiau. Sau poate chiar nu și-au dorit să le facă și cu toate astea le-au făcut. În cealaltă parte a coloanei o să doresc să-și pună acea listă cu toate activitățile care și-au dorit să le facă și nu le-au făcut, din vari motive. Și când ne uităm coloana cu da, coloana cu nu, ne dăm seama că ori de câte ori spunem da la lucruri care nu sunt importante în viața noastră, renunțăm la alte lucruri care sunt importante în viața noastră. Da, foarte frumos. Și asta mă face să-mi aduc aminte de povestea celui de la o mare firmă de mâncare american, care la 60 și ceva de ani la pensionare a făcut exact ce spui tu, era plin de oful acelor lucruri la care a spus da și nu i-au ieșit și viața a trecut pe lângă el total în defavoarea lui și a îndrăznit chiar așa la o vârstă destul de înaintată, când credea că nu mai este nicio speranță, să spună da, să se uite la lucrurile la care a spus nu. După ce l-a trecut pe listă și a văzut la câte lucruri a spus nu, a spus ce-ar fi dacă, așa, tot nu mai am nimic de pierdut, ce-ar fi dacă a spune da măcar la un singur lucru de pe lista asta. Și a făcut acest lucru și acel da la un lucru mărunt a fost, poate lumea deja face niște conexiuni, a spus da la a prăji un pui. Și de la acel moment al vieții lui până la 80 de ani deja era multimiliardar în lume și rețeta lui de pui prăjit a ajuns patrimoniu culinar al statului Kentucky. Și am învins frica. Și a învins frica și a reușit să spună da exact la această listă pe care, iată, n-a mai fost recomandată de niciunul dintre invitații mei de până acum. Așa că, da, e un exercițiu foarte frumos. Dragii mei, vedeți că nu este o simplă listă cu avantaje și dezavantaje, cu lucruri pro și contra. Este o listă care este mult, mult, mult mai profundă și vă face să vă gândiți foarte, foarte adânc la viața voastră. Eu zic să o luați foarte în serios, să-i acordați tot timpul necesar, să nu vă grăbiți așa să o faceți pe repede înainte și să vedeți că, într-adevăr, sunt multe lucruri la care noi spunem da doar așa că, nu știu, e o conjunctură, că se întâmplă, că nu suntem în stare să spunem nu de cele mai multe ori. Și pur și simplu trece viața pe lângă noi și numai că timpul este o resursă extrem de prețioasă pe care nu o mai putem recupera în niciun fel și s-ar putea să vină o vârstă la care să ne pară rău de toate aceste dauri nefolositoare
Așa că n-așteptați să vină vârsta aceea, indiferent ce vârstă aveți acum, luați pixul și hârtia și faceți acest exercițiu și vedeți ce, la ce merită să spuneți cu adevărat da. Așa că spuneți da cu toată inima și dacă aveți nevoie, apelați la specialiști, așa cum este Sandra, mai ales dacă aveți ceva la care are legătură cu situația financiară, cu banii, cu resursele, dar și cu celelalte aspecte ale vieții voastre, pentru că, iată, Sandra ne-a făcut dovada legăturii atât de strânse între toate aceste aspecte ale vieții noastre. Așa că, Sandra, hai să ne întoarcem. Am terminat această rubrică frumoasă de care a fost, de fapt, sursa de plecare a acestei emisiuni, da, pentru că are valoare practică și utilă, concretă, imediat. Îți mulțumesc pentru acest exercițiu și hai să ne continuăm discuția noastră. Întorcându-ne la partea aceasta de piloni, că de aici am pornit, și ce am putea să facem noi așa, astfel încât să putem să nu ne axăm numai pe un pilon sau pe altul, ci să putem așa în paralel, foarte pe scurt, pentru că deja ne apropiem de finalul emisiunii, ce am putea așa să unim toate cele trei puncte și undeva în paralel să avansăm cu fiecare dintre ele. Asta este fix de asta. Am și zis că acest program el trebuie să meargă în paralel. În primă fază este foarte important să ne cunoaștem pe noi, ca noi să putem să unificăm acești piloni și să putem să ajungem în momentul de echilibru, trebuie să ne cunoaștem pe noi. Cum începem să ne cunoaștem pe noi este să luăm o oglindă și să ne uităm bine în ea și să ne întrebăm, sunt mulțumit cu viața mea? Ce aș schimba la ea? Da. Și să ne uităm în oglindă mai departe de ochii, de exemplu, ai tăi frumoși albaștri, da? Și să vedem ce e dincolo de ei. Dincolo de ei. Este extrem de important. Este foarte frumos toate rolurile pe care noi le jucăm în viața noastră profesională. Unul este CEO, unul este CFO, unul este avocat, unul este assistant manager. Dar lăsând la o parte aceste roluri, cine sunt eu cu adevărat? Ce-mi doresc eu? Oare sunt suma lucrurilor pe care părinții mei și-au dorit de la mine? Societatea și-a dorit de la mine? Sau sunt fix în locul care trebuie să fiu pentru că am ales să fiu? Sunt mulțumit cu compania mea unde este astăzi sau consider că pot să merg și să ating alte piețe, să mă dezvolt mai mult de atâta? Sau au mai fost și cazuri în care au spus, ok, am obosit, cum ai zis și tu, am făcut carieră, am adus o companie pe culmile ei, îmi doresc să mă retrag și îmi doresc să fac astăzi ceea ce iubesc cu adevărat. Da. Și este o muncă a noastră, este o muncă cu noi în fiecare zi. Nu avem cum să nu investim în noi. Suntem sursa cea mai importantă. Când noi suntem fericiți, când noi suntem în echilibru, tot ce este în jurul nostru se schimbă. Da. Dragii mei, cred că v-ați lăsat inspirați de acest discurs frumos al Sandrei Tănase. Să apelați la ea, căutați-o, că o găsiți cu ușurință în această epocă a tehnologiei. Este foarte simplu să ne găsim toți cu toți. Și acum vreau să trecem la ultima rubrică a acestei emisiuni, Un cuvânt pe săptămână. Și o să o rog pe Sandra să aleagă un cuvânt care îi place mult și să-l dezbatem puțin aici în fața voastră. La ce cuvânt ai gândit, Sandra? M-am gândit la cuvântul om. Ce frumos! Om, care, precum cred că mulți deja știm, este și mantra om, care reprezintă acel sunet, acea vibrație universală, acel sunet frumos care cuprinde tot ceea ce este, a fi om. Și ori de câte ori privim un om, să ne dăm seama că face parte din această creație divină și ori de câte ori judecăm pe cineva, să nu uităm că este om și noi suntem oameni și cel mai important este să fii om. Este o mantră sacră pe care țin foarte mult la ea. De câte ori o vibrăm inclusiv în inima noastră și ne uităm cu drag la oamenii din jurul nostru, tot curge. Da, și toate cuvintele care derivă din acest cuvânt om sunt cuvinte care sunt foarte importante pentru noi.
dacă ne gândim la omenie, cât e de important să fim omenoși sau omenire în general sau menire, toate acestea care derivă de la cuvântul om sunt cuvinte esențiale pentru creșterea noastră. Să avem omenire, să facem parte din omenire prin menirea noastră a fiecăruia dintre noi și să fim omenoși astfel încât calitatea asta cea mai mare care se ascunde în spatele omeniei, care nu este altceva decât iubirea, armonia dintre noi oameni, iată cum ne face să fim oameni cu adevărat, pe fiecare dintre noi să fim om în adevărata putere a cuvântului și astfel încât să ne merităm acest nume frumos care are o vibrație deosebită, așa cum a spus și Sandra, de om. Vă mulțumesc, îți mulțumesc, Sandra. Îți mulțumesc ție. Dragii mei, noi ne vedem lunea următoare și vorbim în continuare despre acest subiect care știți că mă pasionează, creativitatea, și iată cum atinge această creativitate valori de omenie și valori prin care noi putem să ne dezvoltăm din ce în ce mai frumos, astfel încât să fim mai frumoși, mai sănătoși și mai deștepți.